Să știți că nici picii nu au fost lăsați să se plictisească în perioada când erau departe de prieteni și colegi de școală, fiind invitați să facă multe, dar multe călătorii pe planeta Clownela. Fondatoarea trupei, Elena Grădinaru, a avut grijă să-i distreze, dar și să monteze una dintre cele mai îndrăgite povești, Capra cu trăiezi, de Ion Creangă. Astăzi, Elena se află alături de noi, pregătită să ne vorbească despre distracția care îi așteaptă pe copilași. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Da, bine v-am găsit! Chiar mi-a fost dor de platoul vostru. Elena, să știi că noi te-am urmărit pe parcursul anului trecut și pe parcursul acestui început. Dar voi îl calculați anul trecut, dacă eu de multe ori mă prind la momentul că atunci când spun anul trecut, mă refer la 2019. 2019. Eu cred că ar fi bine să inclui și 2020 în programul tău, sau cel puțin în amintirea ta, deoarece tu ai avut acolo un mare curaj să ai un pic de răbdare și să apari în fața copilașilor cu personajele pe care le-ai creat, cu personajul tău, datorită căruia ești recunoscută de mulți copii. Da. Și i-ai distrat online. Da, ne-am străduit să păstrăm legătura cu cei mici, pentru că se cerea. Și anul trecut, când s-a lansat pandemia, am lansat și noi spectacole online. Deci am arătat absolut toate spectacolele și am avut un impact foarte frumos. Deci noi aveam 800 de spectatori online. Așa, în fiecare... Da, deci am arătat 10 spectacole și aveam... în mediu 800 de spectatori. Deci nouă ni s-a părut asta fantastic. Practic, dar spectacole erau filmate până la pandemie. Da, deci ați avut norocul, deci nu trebuia să vă adunați să filmați spectacole. Dar nu aveam posibilitate să ne adunăm, pentru că era interzis și sările de fapt erau încuiate. Și am arătat spectacole, așa ne-am făcut și prieteni noi. Deci dacă să ne uităm la partea plină a paharului. Și abia așteptă deja să vă vadă pe viu. Da, da, și ne-am întâlnit deja de câteva ori, pentru că am reușit și noi să jucăm câteva spectacole până la ultima închidere și actuala redeschidere a teatrelor. Și ce am mai făcut noi, trupa Planeta Clownela, am reușit să ținem încă legătura prin live-urile care le-am făcut. Da, am văzut că le făceai cam o dată pe zi sau... Da, am avut vara trecută, chiar ieri discutam cu cineva, că practic 3 luni de zile am îmbrăcat costumul zi de zi, fără vreo remunerare financiară. Și zic, asta a fost o muncă enormă pe care am făcut-o, dar nu, adică dădeam, dar mai puțin primeam, mai ales că online ce înseamnă. Deci eu nu te văd pe tine. Da, și nu știi care este reacția copilului. Nu văd reacția, doar dacă părintele mai reușește acolo să... Dar ce jocuri ai reușit să... Uite, live-urile erau tematice, deci noi am abordat foarte multe teme. De exemplu, curiozități despre diferite animale. Așa. Astăzi discutăm despre girafe, mâine despre zebre, păi mâine despre furnici, tot așa. Despre tipurile de sport, despre planetă. Deci eu mă uitam și după calendarul ăsta cu Ziua Internațională A. Așa. Și respectiv de acolo venea și inspirația. După care am trecut și la povești. Noi am filmat și am arătat gratuit 120 și ceva de povești. Impactul deci, care a fost? Nu știu cum să-l calculez exact impactul, dar bine, ne-am făcut, îți spun, spectatori noi și cât de cât am menținut vizibilitatea. Și legătura cu copiii. Pentru că Planeta Clownela cine este? Nu e un personaj Walt Disney care să aibă grijă altcineva de imagine, da? Da, să-l promoveze. Deci noi suntem cei care trebuia să ținem personajele vii. Eu știu că i-ați făcut o mare bucurie părinților. Sperăm. Pentru că ai reușit până la urmă să-i ții pe copii aproape de ecran și nu numai așa pur și simplu să se uite la niște chestii, dar să și învețe. Pentru că ce este de admirat la trupa voastră e că veniți cu spectacole, dar cu spectacole educative. Asta neapărat este unul din momente e educație, pentru că noi spectacole sunt interactive, spectacole sunt dinamice, spectacole sunt live cu personaje nu păpuși, dar actori, dacă iedă în carne și oasă. Da. Și plus educativ. Uite, dacă vorbim de Capra cu trăiezi, exact. Spectacolul care îl jucăm acum duminică. Apropo, cei care ne urmăresc, mai sunt bilete, așa că vă așteptăm neapărat duminică la ora 11 la Odeon la Capra cu trăiezi. Un spectacol adaptat de noi. Nu e premier, deci noi l-am jucat în 2019, în iulie premieră și noi atunci am avut primul sold out.
Și asta a fost așa, așa, deci mama mea venea la spectacol și afară erau încă cam 70 de persoane, wow, care nu mai apucau bilete. Și se rugau, dați-mi, mă rog frumos, da, cumva, da, deci bilet. Prima dată am trăit momentul ăsta și a fost o emoție specială. Dar știi care este faza? Noi putem spune că în orice zi este o premieră, deoarece spectacolul de astăzi nu este ca cel de ieri. Categoric. Sau cel care s-a jucat acum un an. Mai ales crește. Că spectacolul nostru sunt interactive și noi, da, depindem foarte mult de spectator și de fiecare dată apare ceva nou. Exact. Și iată spectacolul Capra cu Treiez. Dacă vorbim la momentul educație, avem un moment în care Ștrângărel ia un... Deci, ieduții noștri îi cheamă Ștrângărel cel Mare. Deci ați dat și nume. Da. Mofturel, ăsta mijlociu, și cel mic, de fapt, e fetiță și o cheamă Cumințica. Și personajele sunt așa... fiecare cu o personalitate și transmite careva mesaje. Ștrângărel, evident că face... Ștrângării. Exact, oare de unde vine numele. Și prin asta noi transmitem copilului anumite lecții educative. Că dacă faci așa? Da. A luat morcovul și a vrut să-l mănânce fără să se spele pe mâini. Și aici, Cumințica îl întreabă, Ștrângărel, ce faci? Pugivog, mănânc un morcov. Cum adică mănânci un morcov? Da, te-ai spălat pe mâini? O, Cumințica, de ce să mă spăl pe mâini? Și spui, păi, cum? Hai să-i întrebăm pe copii. Copii, voi înainte de a mânca ceva sau a vă așeza la masă, vă spălați pe mâini? Și copiii, da! Primim mesaje după spectacol. Am intrat în casă și copilul meu a zis că mama, mă duc să mă spăl pe mâini pentru că la Capra cu Treiez am auzit că trebuie neapărat. Sau și mai bine, mama a zis, te rog cum spală-ți mâinile înainte de a mânca ceva. Da, 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 adică primim de fiecare dată mesaje din asta. Cum ați adaptat spectacolul? Cum am adaptat? Spectacolul nu are sânge, violență. Deci nimeni nu este mâncat, nimeni nu este aruncat acolo. După știi ce mai este... bine, altă variantă, nu? Da, după ce scaunul este topit și ajunge acolo în jeratec, știu, și-am pățit. Și-am văzut. Lupul. Deci spectacolul este adaptat și este prietenos. Se termină, hai să fac așa un mic spoiler. Deci lupul de fapt vrea să sustragă iezii din casă ca să organizeze o surpriză caprei. Și deci noi am păstrat momentul ăsta de tensiune până la final, ca să ducem povestea, știi, așa cum este, că lupul vrea să vină și să fure iezii și să mănânce, dar până la urmă el a vrut doar să facă o surpriză caprei și caprei. Este și momentul în care lupul zice că de când am ajuns pe planeta Clăunila sunt un lup prietenos pentru că am învățat aici să fiu bun, să fiu empatic. Așa. Și am o întrebare pentru tine, cam cum crezi lupul din spectacolul vostru, ce mănâncă? E vegetarian? Vegetarian, asta, atât am vrut să aflu. Deci n-am mâncat, el nu mănâncă carne de eduț, mănâncă ceea ce este prin pădure. Așa, pum ușoare. Semințe, vlăstare. Superb, uite, e spectaculos acest lucru pe care îl faceți voi împreună cu toată echipa de creație. Da, echipa, când spui, e ceva foarte tare spus. Am rămas foarte puțin și poate chiar prin intermediul vostru. Alo, bună ziua! Noi aici căutăm animatori foarte buni, deci dacă sunteți în căutare și simțiți că inima voastră vibrează cu energia copiilor și vă simțiți bine lângă ei și vreți să fiți și să lucrați împreună cu noi, vă așteptăm neapărat în echipă. Da, asta este condiția principală. Iar dacă veniți așa să faceți... Bine, noi oricum facem instruire și se trece prin și se câteva vede, luni. Se vede deja omul dacă are, da? Acea, okay, conexiune. Pe bune. Uite, ne apropiem de 1 iunie. Da. V-ați gândit la ceva? Noi nu facem evenimente în care să invităm lumea, mergem doar acolo unde suntem invitați. Avem câteva contractări și contacte de la primării, de obicei pe 1 iunie lucrăm cu primăriile și ne străduim dacă facem, atunci noi suntem pe scenă și cât de cât să fie din partea lor, momentul cu organizare, cu păstrarea distanței. Noi putem lucra de pe scenă și să copiii, adică distracția aducem, dar nu neapărat să mă ating de tine. Super. Ca să simți că noi acolo ne distrăm. Pentru că noi facem interacțiune și respectiv... Dar noi am văzut acele câteva secvențe care ne demonstrează lucrul ăsta, că ați reușit să faceți contactul și cu sute de copii, fără să vă apropiați și fără ca ei să vă atingă, să zică, măi, sunt reale personajele pe care da, le aduceți. Da. Știu că trebuia să ajungeți și în România. Anul trecut am avut, pe lângă Zurlandia și Gașca Zurli care ne-a invitat la festivalul familiei, am avut și câteva solicitări
tot cu primăriile din Iași, din... acum nu mi-aduc aminte, mi-ai luat prin surprindere. Sunt nepregătită să-ți răspund. Dar anul trecut, evident că s-a anulat. Anul ăsta e încă sub semnul întrebării. Sperăm foarte mult să ajungem, să revenim și în România cu evenimentele și cu... Va fi acest moment neapărat, pentru că acum deja mai multe relaxări sunt... Da, păi Gașca Zurli chiar vine în Moldova și asta eu când am văzut zic, oh, super, deci înseamnă că o să fie evenimente. Ok, gata, știi, un pic relaxare și sperăm să avem undă verde. Vreau un pic să revin la acele live pe care le faceai tu și așa cum ai spus, în fiecare zi puneai costumul pe tine. Ce zicea copilul de lângă tine? Fetele mele? Da, da. Fetele mele se trezeau, bine, de la început. Deci noi până acum nu am păstrat costumele acasă. Și când a ajuns clounela acasă, a fost la spate eu am să mă îmbracă. Așa am să fiu clounela. Și eu, viitoarea clounela. Da, deci ele se trezeau dimineața și era ceartă cine prima îmbracă costumul. Azi eu, dar eu prima, dar eu ieri am spus că am să fiu prima. Deci ele îmbrăcau costumul și luau cărțile, citeau povești, adică era foarte... Deci erau și ele implicate în tot ce face mama. Da, eu ceea ce vreau să mai menționez este că pandemia ne-a adus și eu un document foarte, foarte interesant și foarte mult așteptat. Deci noi am înregistrat și suntem marcă și ultima tranșă a fost posibil de achitat pentru că am avut prieteni pe platforma Patreon. Și ei ne-au încurajat, ne-au susținut. Avem puțini Patreoni acolo, dar sunt foarte dragi nouă. Și deci mulțumită lor, noi am reușit să achităm ultima tranșă pentru că era ireal. Felicitări. Elena, îți mulțumim mult. Deci copiii sunt așteptați duminică? Da? Capra cu treiezi, biletele toate sunt pe platforma online de bilete sau ne pot contacta pe Facebook, la telefon. Așa că toate contactele sunt acolo și găsiți, ajungeți în fața acestui spectacol.